Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi la acest eveniment. Ne rugăm să facem voia lui Dumnezeu în această seară, de aceea vă propun să începem cu o rugăciune. Îl rog pe Părintele Ionel să facă rugăciune. Și noi toți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de azi, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Numele meu este Elena Buhaiu și sunt președintele Asociației Nicolae Denil Dorobanțu. Mulțumim Bibliotecii Radu Rosedionești, care găzduiește evenimentul, Primăriei și Consiliului Local, care ne oferă această găzduire în condiții foarte bune, logistica necesară, dar le mulțumim și oamenilor care jertfesc din timpul lor pentru a face posibil acest eveniment. Invitații acestei seri sunt Părintele Ionel Dumitru Adam, preot paroh al parohiei Borșani, și domnul Cornel Galben, scriitor băcăuan, ziarist, critic, istoric, literar, membru al Uniunii Scriitorilor, redactor șef al televiziunii literare, și mulțumim și domnului director Eugen Ungureanu, care se află prezent aici, precum și tuturor celor care filmează. Veți afla mai multe despre domnul Galben atunci când îl vom invita să vorbească. Vă propunem următoarea desfășurare a evenimentului. Vom face o scurtă prezentare, eu voi face o scurtă prezentare a Asociației Nil Dorobanțu, care a inițiat acest demers. După care Părintele Ionel Adam ne va vorbi despre cum a intrat Părintele Nil în viața Sfinției sale, despre viețuirea, despre jertfa, despre opera teologică a Părintelui Nil. Domnul Cornel Galben a fost sedus de personalitatea Părintelui Nil și a publicat în Meridianul Cultural Românesc numărul 3 un articol cu titlul Nil, Monahul iubit de Hristos, articol pe care l-am invitat să-l prezinte împreună cu alte lucruri pe care vrea să ni le spună. La ieșire veți putea vedea seria de cărți ale Părintelui Nil Dorobanțu, veți putea să le și cumpărați dacă vreți lucrul acesta. Nu sunt din toate suficiente, dar din unele din ele sunt suficiente exemplare. De asemenea, o să vă invităm să serviți un suc și prăjiturile și să stăm de vorbă într-un spațiu mai deschis. Mă iertați că am emoții, nu sunt obișnuită să vorbesc în public. Vă voi vorbi puțin despre Asociația Nil Dorobanțu. Este înființată în martie 2015, deși luni de zile înainte, poate spre un an de zile, ne-am tot întâlnit și ne-am tot întrebat
cum să reușim acest demers. Este o organizație neguvernamentală, fondată de 5 membri. Între membrii fondatori se numără și nepoata directă a părintelui, după frate, nepoata după frate a părintelui Nil Dorobanțu, doamna Marina Gabriela Bălășoiu. Dumnezeu ei n-a putut fi în seara aceasta aici, dar ne transmite gândurile ei bune și este cu inima alături de noi. Este președintele de onoare al asociației. Ne-a adunat părintele Nil din multe țări, din București, din Zemeș, din Brașov, din Onești. Este o organizație laică, dar membrii ei fondatori, precum și toți cei care sunt alături de ea, sunt creștini ortodoxi. Scopurile asociației vizează obiective culturale, religioase, creștine. Citez din statut: readucerea în conștiința creștinilor ortodoxi a personalității părintelui ieroschimonah Nil Dorobanțu, recuperarea operei ieroschimonahului Nil, promovarea scrierilor, conservarea patrimoniului și bunurilor materiale care i-au aparținut, promovarea spiritualității creștine în societate și printre conducătorii ei, promovarea valorilor românești, formarea și cunoașterea elitelor naționale, cultivarea cultului eroilor, contribuții la formare civică, culturală, spirituală a noilor generații și alte asemenea obiective generoase, dacă ne-or sta în putere, o să încercăm să le realizăm. Aș mai spune că pentru a ne atinge obiectivele, noi, asociația, am colaborat și colaborăm cu persoane în scopuri comune pe care le avem și cărora le mulțumim. În primul rând, mă refer la părintele Ionel Adam, care aleargă de mulți ani pe urmele părintelui pentru a-i afla viața, pentru a culege mărturiile celor care l-au cunoscut, pentru a aduna scrieri aflate la nenumărate persoane sau pentru a bate la porțile unor instituții și a afla de acolo, obține documente și date certe. Mulțumim editurii Babel Bacău, care a realizat cărțile din seria pe care o aveți expusă pe măsuță și care a avut răbdare cu noi, luând-o noi așa de la început. Mulțumim voluntarilor care culeg, tehnoredactează, adună mărturii, distribuie prin țară cărțile, aduc ecourile înapoi. Știu că nu o să fie de acord, dar îi mulțumesc lui Marius Oprea și Adina și celor 4 copii ai lor, pentru că ne găzduiesc sediul asociației și pentru că este cel mai harnic privind realizarea și distribuirea cărților părintelui Nil. Mie personal, mi se pare fascinantă personalitatea părintelui Nil. A excelat atât în domeniul civil, fiind o persoană cultă, cunoscând multe limbi, cu o educație bună, o personalitate deosebită, dar în momentul când l-a aflat pe Hristos, le-a dat pe toate și s-a mutat în planul vieții creștine, cu toată viața lui, cu toate bagajele lui, și a trăit așa cum a scris, curat, jertfelnic, încât eu îl cred pe părintele Nil. Poate vor fi unii din cei care află de părintele sau lecturează și nu vor face acest lucru. Nu-i problemă. Eu una, mă simt onorată să fiu în asociația care luptă pentru a-l readuce în prezent. În încheiere o să vă mai rog un lucru. Dacă veți putea, în drumurile dumneavoastră și veți întâlni persoane care îl cunosc, care dețin obiecte, care au un interes legat de părintele Nil, să le spuneți că există o asociație, să încerce să punem la oaltă tot ceea ce putem găsi despre părintele Nil. Acum îl rog pe părintele Ionel. Așa cum am spus, este slujitor la parohia Borșani, care este expert în părintele Nil, expert de-al binelea, să ne facă să-l îndrăgim așa cum Sfinția sa o face. Doamne ajută, mă bucur că ați ales să fiți în seara aceasta aici. Vreau să mulțumesc asociației pentru invitație, pentru colaborarea pe care am avut-o împreună,
pentru eforturile acestei asociații, pentru că eu n-am avut logistica necesară pentru distribuție, pentru a dezgropa pe părintele, că părintele Nil între timp a avut loc o dezgropare, și doresc să mulțumesc asociației pentru tot ce a făcut în legătură cu părintele. Am să vă propun întâi câteva gânduri cum l-am cunoscut eu pe părintele Nil. În 1990, când m-am căsătorit, în casa preotesei, în casa soției mele, am văzut o poză. Era o poză cu un părinte, nu știam dacă este monah sau mirean, pentru că era numai bustul părintelui, dar poza respectivă mi-a atras atenția de prima oară. Eu nu prea mergeam la biserică în vremea aceea, pentru că mama fiind învățătoare, tatăl lucra în cultură, teama de regimul comunist, prezența mea pe la înviere sau pe la biserică, în copii de cadre didactice, părinții aveau probleme. Dar, prin căsătoria cu soția mea, am găsit lumina lui Hristos și calea cea dreaptă spre mântuire. Am întrebat atunci pe soția mea cine este părintele din poză. Mi-a zis că este părintele Nil Tolobanțu. În casa familiei preotesei, fiind adjudul un nod de legătură, veneau foarte mulți părinți care găseau în casa mamei mele, a mamei preotesei, mama mea, găseau mângâiere, găseau un pat să se odihnească în drumurile lor sau un plic de mâncare. Și unul din părinți mi-a spus câteva cuvinte despre părintele Nil. Că a fost un om foarte cult, că a fost un monah desăvârșit, că a fost un mare nebun pentru Hristos, un mărturisitor în timpul regimului comunist. Și cam atât. Anii au trecut, eu am început să mă pregătesc pentru teologie și între timp m-am preoțit, iar una din persoanele care veneau în casa mamei mele, înainte de a muri, m-a chemat insistent la patul dumnealui. Și mi-a zis, Ionel, părinte, nu vrei tu să te apuci de o muncă, să strângi documente și informații pe la cei care mai trăiesc, să scrii măcar câteva rânduri despre părintele Nil, că e păcat. I-am promis că o să încerc. Între timp, s-a mutat la Dumnezeu, s-a mutat în veșnicie, eu am început să merg pe la mănăstiri, în general, am organizat multe pelerinaje și citind despre părintele Nil, prima oară am citit pe internet, n-aveam nicio documentație. Am văzut că mergea la, a fost prezent la mănăstirea Nicula, la mănăstirea Rămeț și în pelerinajele mele nu pregetam când plecam să întreb câteva rânduri despre părintele Nil. Și mi s-a aprins un foc, am început să umplu și primul pas l-am făcut canonic, să zic așa. Știind că părintele Nil a activat foarte mulți ani în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, pe atunci Episcopia Romanului și Hușilor, m-am prezentat la Episcopie, la Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și am cerut binecuvântare să accesez arhiva Episcopiei noastre. Dânsul mi-a dat voie să intru în arhivă și mi-a binecuvântat demersul meu duhovnicesc. În arhiva Arhiepiscopiei noastre am găsit prima oară 100 de pagini, date, informații, intrări, ieșiri, mutări despre părintele Nil, dar și lucruri frumoase, caracterizări ale episcopului Teofil Herineanu, pe atunci episcop la Roma, despre părintele Nil. Am găsit cereri ale părintelui Nil de revenire în episcopia noastră pentru că plecase în alte episcopii și am găsit foarte multe documente. L-am informat mereu pe Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și, ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, Înalt Preasfinția sa mi-a mărturisit că la vârstă fragedă, la 13-15 ani, l-a cunoscut pe părintele Nil. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, de foarte tânăr, a intrat în mănăstire. Și în vremea aceea nu prea era acceptată intrarea în mănăstire, mai ales că a intrat în mănăstire după decretul din 1959, fiind nepotul părintelui de vrednicie Ioanichie Bălan. Și mi-a povestit cum l-a cunoscut pe părintele Nil. Și am văzut ochii Înalt Preasfințitului cum s-au bucurat când i-am arătat pozele, cum a retrăit întâlnirea cu părintele Nil. Și i-am promis că o să-i spun toți pașii mei, unde mă duc, unde am fost, ce am făcut, întotdeauna l-am informat
ca să știe unde sunt, ce fac, ca să nu greșesc și ca să primesc binecuvântare. O să intru în biografia părintelui. Părintele Nil Dorobanțu s-a născut în data de 1 august 1920 în satul Crainici, comuna Bala, județul Mehedinți. În familia părintelui a existat un unchi, generalul Ghei Dorobanțu, general de intendență la Curtea Militară Regală a României. Curtea Militară Regală era formată din mai mulți generali. Unii erau de infanterie, alții erau de artilerie, dar erau și generali de intendență. Iar unchiul părintelui Nil, generalul Ghei Dorobanțu, era șeful intendenței Casei Militare Regale a României. El a fost luat din casa părintească de unchiul său și pregătit pentru o educație aleasă. Fiindcă generalul era la Curtea Regală, l-a luat pe tânărul Nicolae Dorobanțu, nepotul său, și l-a dus la Curtea Regală. La Curtea Regală, dacă ne aducem bine aminte din istorie, regele Carol al II-lea a pregătit pentru fiul său, Mihai, o școală specială, o clasă specială de copii, ca să nu-l trimită în Occident la educație, a făcut o clasă numită Clasa Palatină. În acea clasă palatină, lângă acei copii, care erau copii de meșteșugari, copii de ingineri, erau din toate categoriile sociale, ca majestatea sa, regele Mihai, să se obișnuiască să fie regele tuturor românilor. Și la acea clasă palatină, lângă acei profesori, a învățat și tânărul Nicolae Dorobanțu. Unchiul său l-a trimis la școala de ofițeri. A făcut întâi liceu militar din Craiova, Alexandru Sturza, și l-a trimis la școala militară de ofițeri de infanterie la Predeal, fiind coleg cu regele Mihai. A terminat școala de ofițeri și a ieșit sub locotenent la regimentul de gardă de la Predeal, de vânător de munte. În 1940 are loc un moment crucial în viața părintelui Nil, în viața tânărului Nicolae. Într-o aplicație în Făgăraș, tânărul Nicolae se întâlnește cu părintele Arsenie Boca, care era la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Într-un manuscris al său spune: am învățat rugăciunea inimii de la părintele Arsenie și de la Irina Zlatea. Nu știm cine este această femeie. La Sâmbăta de Sus, când am fost odată în vizită, în peștera de lângă pârâu, spune părintele tânărul Nicolae, am simțit cum Dumnezeu s-a pogorât asupra mea. Și mâncând pâinea dată mie de Arsenie, am simțit cum mi s-a fulgerat inima. Tânărul Arsenie mi-a spus: ortacul, așa ar striga, și l-a îndrumat către o viață călugărească. Tânărul Nicolae Dorobanțu, în anul întâi, studiindu-i dosarul de ofițer, în anul întâi era un elev foarte bun la școala militară. Acolo este caracterizat ca un tânăr plin de speranțe, ca un tânăr cu viitor, ca un camarad destoinic, ca un bun comandant. Dar se pare că el și-a premeditat ieșirea din școala de ofițeri, să plece din armată, în anul 2 de școală. Aceiași ofițeri care îl lăudau scriau: tânărul Dorobanțu este neserios, nu mai ascultă de nimeni și de nimic. Nu este bun pentru front, nu este bun pentru școala de ofițeri. Într-o noapte, după ce a ieșit cu gradul de sublocotenent, tânărul Nicolae pleacă de la unitate și își premeditează dezertarea, trecând Carpații și mergând acasă. La vremea aceea, plecarea din unitate însemna dezertare și însemna curtea marțială. Generalul, unchiul său, ca să-l salveze de la moarte, de la curtea marțială, l-a dus la un neuropsihiatru, neurochirurg, Vlad Voiculescu, la Spitalul Regina Elisabeta. Și generalul a insistat să se interneze pentru a scăpa de curtea marțială și a fost diagnosticat cu dromomanie epileptică, adică cu dorul de ducă. Și fiindcă un ofițer al armatei române nu putea să plece din post cu arma, atunci a fost lăsat la vatră. De fapt, a fost o mică, să zic așa, inițiativă de a părintelui de a scăpa de școala de ofițeri. Imediat, părintele s-a înscris la Facultatea de Teologie. A făcut paralel teologia, filozofie, litere și dreptul, toate facultățile absolvite în același timp cu magna cum laude. Doamna Marina Bălășoiu, nepoată părintelui, mi-a dăruit dosarul personal al părintelui Nil și acolo am găsit toate diplomele părintelui. Deci a terminat trei facultăți în același timp cu magna cum laude. După terminarea facultății de teologie s-a înscris la doctorat la părintele Stăniloae.
cu o teză de doctorat de 4.000 de pagini, din păcate nu s-au recuperat decât primele 60 de pagini din ea. Deși sunt 9.000 de pagini ale părintelui Nil, din teza de doctorat nu s-au putut recupera, nu s-au găsit decât primele 90 de pagini. Este tuns în monahism la Mănăstirea Cernica. La recomandarea părintelui Gala Galaction și a părintelui Benedict Ghiuș. Părintele Benedict Ghiuș este născut în Domnești, Vrancea, și este unul din inițiatorii rugului aprins. Un om foarte duhovnicesc, un om foarte trăitor. Este călugărit la Cernica și în ziua Hivătoniei este purtat de mâini, este tuns în monahism, de doi părinți cu viață curată, și anume părintele Augustin Mateescu, care era eclesiarhul Mănăstirii Cernica, și un părinte foarte duhovnicesc, îl chema Nicodim Bujor. Acest Nicodim Bujor este părintele care a scris acatistul Sfântului Calinic de la Cernica și care i-a apărut Sfântul Grigorie de Nazian, Sfântul Grigorie teologul, și i-a dictat Condacul I și Icosul I, un om foarte duhovnicesc care s-a ocupat de canonizarea Sfântului Calinic. După hirotonia, după tunderea monahism la Cernica, părintele este luat de Antimnica, care era locotenent de Galați, suplinea episcopia Galaților și este luat în arhiepiscopia Dunării de Jos. Este hirotonit, diacon în 48 și preot în 1949 și în 1952, pe 6 august, primește marea schimbă monahală. Devine schivnic și este tuns în schivnicie de eroschimonacul Daniel Sandu Tudor, care a murit la Iud, tot la recomandarea părintelui Benedict Ghiuș. Părintele a îndeplinit fel de fel de funcții în biserica administrativă. La început a fost trimis om de serviciu cu 3 facultăți la mănăstirea Radu Vodă. Era măturător la mănăstire. Acolo părintele se închidea adeseori noaptea în biserică și rămânea până dimineață rugându-se foarte mult. După care la Galați, la mănăstirea Cocoșu, a fost pus porcar. Era la porci. Într-o noapte starețul, căutând actele părintelui, a văzut toate diplomele lui, că era absolvent de 3 facultăți și i-a spus: părinte, de ce nu mi-ați spus că aveți 3 licențe? Trebuie măcar să vă pun secretar la mănăstire. Cum să stați la porci? Și a zis să nu spui la nimeni că eu sunt învățat și să lași așa lucrurile și să mă lași aici, pentru că eu aici vreau să stau la mănăstire. Mai apoi, episcopul, știind valoarea părintelui și cultura sa, era socotit un geniu încă de la terminarea facultăților, vorbea 12 limbi străine. L-a luat secretar protopopesc la episcopie. Apoi, părintele a fost trimis la mănăstirea Vladimireș. În anii aceia, 48-49 până în 55, mănăstirea Vladimireș a fost vizitată de 10.000 de oameni. Știți foarte bine că acolo era părintele Ioan Iovan, și că Vladimirești, în perioada aceea, a fost o efervescență spirituală și o mănăstire căutată foarte mult de credincioși, prin faptul că mergeau la Sfânta Liturghie câte 30.000 de oameni odată. Părintele a cunoscut atunci tot acel fenomen, care astăzi este controversat. S-au spus foarte multe despre Vladimirești, de aceea una din cărțile părintelui se cheamă Fenomenul Vladimirești sau Veronica de la Vladimirești, Teofanie, în care părintele explică din punctul său de vedere ce s-a întâmplat acolo. De la Vladimirești pleacă la Mănăstirea Sihastru. De la Mănăstirea Sihastru este numit la schitul Tarnița. Schitul se află la cota 1001, undeva la Odobești, aici în Vrancea. E cea mai înaltă mănăstire din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. La început schit de călugări, apoi părintele a făcut mănăstire de maici și a strâns în jurul său peste 30 și ceva de fete, pe care le-a adus, după ce călugări au plecat, părinții acelor fete le-au trimis la mănăstire datorită evlaviei pe care o aveau la părintele Nil. Strângând în jurul său o obște formată, rugătoare, care mai târziu a fost și ea aruncată după decretul din 1959. De acolo pleacă la mănăstirea Tarcău. Îl găsim la foarte multe mănăstiri. Sunt 5 ani în care pleacă prin țară, din mănăstire în mănăstire, din episcopie în episcopie, și trece de la Tarcău la Văratec, unde preafericitul părinte patriarh Nicodim îl trimite cu decizie patriarhală să ridice nivelul moral duhovnicesc al seminarului monahal de la mănăstirea Văratec. Și este trimis acolo
cu această decizie patriarhală, numit de însăși patriarhul Nicodim. Îl găsim la mănăstirea Râmeți, îl găsim la mănăstirea Nicula. La mănăstirea Nicula a rămas foarte mult în conștiința oamenilor de acolo și a părinților de acolo. Și când a apărut anuarul mănăstirii Nicula, ne-a sunat arhimanditul Dumitru Cobzaru de la Mitropolia Clujului, Vadului și Feleacului și ne-a spus că în acel almanac se află câteva rânduri despre Părintele Nil. Și acolo scrie așa. La mănăstirea noastră a venit un eroschimonah, Nil Dorobanțu, un ascet desăvârșit, un călugăr de mare forță spirituală. Asemenea, Sfântului Ioan Botezătorul nu se sfia să mustre autoritățile ateiste și fețele bisericești. Era foarte slab, cu pletele în vânt, descălțat, cu o rasă maronie, legat cu șnur, cu un toiac de corn și străbătea satele românești, mănăstirile românești, provăduind pocăința și întoarcerea către Hristos și către viața veșnică. Avea o harismă, avea un magnetism de a atrage mase de oameni și de aceea prezența sa la orice mănăstire atrăgea foarte mulți oameni și îi se reproșa tot timpul că noi nu vrem maglavit aici. Nu vrem aici să atrage atâta lume. Și la Măgura Ocnei a fost duhovnic, și la Bogdan a fost duhovnic. Și am găsit foarte multe maici care îmi povesteau că unul din motivele pentru care era alungat era că aduna foarte multă lume și adunând atât de multă lume, securitatea era tot timpul pe urmele lui. El nu propovăduia niciodată decât cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți foarte bine că securitatea nu permitea ca în anumite locuri să se strângă mai mult de 10, 15, 20 de oameni, pentru că era acolo o manifestație poate împotriva regimului. În dosarele securității, pentru că între timp am accesat dosarul părintelui de la CNSAS, am apelat la un profesor universitar, părintele Vasile Miron, de la Universitatea Ovidius din Constanța, profesor de liturgică, care mi-a făcut o recomandare, pentru că la CNSAS se poate ajunge numai cu recomandarea unui profesor pentru o anumită temă. Și mi-am ales ca temă de studiu eroschimonahul Nil Dorobanțu, nebun pentru Hristos și făclier al monahismului secolului 20. Mi s-a aprobat accesul la arhive și am studiat două zile la rând dosarul părintelui Nil. Acolo, securitatea, ceea ce m-a frapat foarte mult și m-a mirat, este că deși lumea bisericească îl ura foarte mult, foarte mult, preoții îl băteau, îl vindeau la securitate, îl jigneau, cel mai mult îl respectau securiștii. Securiștii vedeau în el un om cult, un geniu, un om inteligent. Și de aceea, în prima pagină, la dosarul părintelui, se spune despre el așa. Eroschimonahul Nil Dorobanțu, nepotul generalului Ghei Dorobanțu, este un ascet desăvârșit. Încă din timpul școlii de ofițeri, a avut înclinații mistice și a dobândit alese calități duhovnicești prin faptul că participa la cursurile de mistică ale părintelui Dumitru Stăniloae și ale părintelui Benedict Ghiuș. El practică însă un misticism bolnăvicios. La vremea aceea, cuvântul mistic era asociat cu cuvântul bandit, pentru că deși noi în teologie avem o materie numită ascetică și mistică, ateii, oamenii acelui regim, socoteau periculoși pe cei mistici, pe cei care trăiau ortodoxia la intensitatea ei maximă. Și de aceea îi numeau bandiți mistici. Și părintele îi spuneau că practică un misticism bolnăvicios, prin faptul că predica pocăința și prin faptul că trăirea lui nu era înțeleasă. În dosarul Maicii Mihaela Nicoară, care a fost maică secretară la Mănăstirea Vladimirești, am studiat dosarul și maicii, un colonel de securitate îl descrie pe părintele Nil. La Mănăstirea Vladimirești apare adeseori un călugăr, eroschimonahul Nil Dorobanțu. Când apare, este întrebat, de unde apare? Și el răspunde, din cer. Când pleacă din mănăstire, este întrebat, unde pleci? În cer, neîmpărtășind nici celor mai intime ai lui ținta călătoriei sale. Când apare, predică fulminant, lumea îl divinizează. Și în dosarul securității, cuvântul divinizează era trecut cu litere majuscule. Nil Dorobanțu este un geniu. Nil Dorobanțu are în jurul său foarte mulți oameni care îl iubesc. În general, poporul simplu. Nil Dorobanțu este un călugăr spân cu fața
aspră, cu fața suplă, este un călugăr foarte slab, este un ascet desăvârșit și un monah care iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Iată, ofițerii de securitate se pare că aveau un deosebit respect față de cei care, mi-aduc aminte de, făcând o paralelă de Sfântul Luca al Crimeii, care nu a vrut să semneze niciodată pactul cu sergianiștii, cu cei patriarhului Serghie. Și odată un colonel, când se uita la Sfântul Luca, i-a zis, uitându-se pe geam la preoții care colaborau cu ei și îi spune Sfântului Luca, pe aceia din stradă, noi nu îi respectăm, pe dumneavoastră vă respectăm. Deci se pare că ofițerii de securitate, așa cum erau ei seduși de nou regim, respectau foarte mulți pe cei care rămâneau verticali în fața lor și care, într-adevăr, își păstrau convingerile. Acum, un pic, din opera teologică a Părintelui. Prin bunăvoința asociației am primit și eu, din cele 9.000 de pagini, câteva pagini din câte o lucrare. Și am să vă citesc cum gândea Părintele și cam care era teologia Părintelui. În pagina despre teza de doctorat, Teoria Logosului întrupată în viața duhovnicească, la pagina 2, Părintele scrie: mi-e frică parcă să vorbesc eu despre Hristos când El însuși personal, ca subiect, la persoana întâi, ne grăiește cu putere în acest veac apocaliptic. De aceea am venit și cu instrumentul și persoanele revelației supranaturale, prin care însăși Dumnezeu vă binecuvintează și vă examinează, că voi, doctorilor teologi, n-ați mai avut de mult un examen și v-ați depărtat de mistică și de adevărata viață duhovnicească. Iar dacă știți totul în teologie, în mod epistemologic, teoretic, totuși n-ați experimentat chiar știința voastră și nimănui nu v-a vorbit până acum azi Dumnezeu. Cantitativ ați acumulat toată știința obiectivă, dar ce știință mai mare voiți decât însuși obiectul științific să se transforme în subiect, viu și lucrător, și să vă vorbească El însuși despre El? Că doar în fond, aceasta e adevărata teologie. Și voi, teologilor, doar jonglați cu teologia și scindați pe Dumnezeu analizând și interpretând cu scolastică și cu talmudism și cu canoane, încât ați ajuns chiar să negați teofania centrală a științei teologice și vorbesc de teofania vie și actuală. Oare n-ați prigonit voi mai mult cu scrisul și cu fapta pe Petru de la Maglavit, pe Valeronica de la Vladimirești? Nu vă închinați voi, doctorilor teologi, aceluiași Dumnezeu smerit? Dar s-a mai schimbat Dumnezeu? Nu e oare infinit și neonic? Nu poate să vorbească, să se arate, să lucreze proniatur și azi? Nu cumva cei care negați teofaniile ați ajuns proroci și Hristoși mincinoși? Nu cumva v-ați erijat în zei ca și Sanhedrinul care a condamnat chiar pe Dumnezeu cel viu la moarte? Iată prin cine vorbește Hristos. N-are nici clasele primare complete, nici Petru. Îmbrăcați-vă în toate sfintele ornate și veșminte și cercetați duhurile și luați aminte la teofaniile lui Dumnezeu. În altă lucrare, care se cheamă Tâlcuiri la canoane, el spune așa: Sfântul și Marele Sinod a hotărât ca de acum înainte nimeni, fie episcop, fie cleric sau monah, să nu se mai facă pe sine chivernisitor al bunurilor lumești. Iar cărcând cele hotărâte, a întreprins de ceva de acum înainte să cadă sub pedeapsa Sfintei Biserici. Și spune el: iată că voi nu intrați într-o casă și nu faceți o slujbă fără bani și fără colectare și încă administrați bunuri lumești, urând pe Hristos cel prea bun și prigonind toată darea cea bună și tot darul desăvârșit din ceruri. Voi sunteți pedepsiți de legi pentru comerț și tot faceți pe ascuns, deși ar trebui să negutățoriți numai mina, talentul și darul pentru a câștiga comoara împărăției celor și mărgăritarul cel de bun preț. Dar nici nu mai aveți voie să îngrijiți de orfane și de văduve, în schimb îi exploatați mâncându-le banii și rupând de pe vii și de pe morți. Dar voi nici măcar dezlegarea, cuminecarea și toate celelalte taine nu le dați celor ce mai au deosebită nevoie, ci doar celor îngăduiți de atei, care la rândul lor nu vin în biserici. Pe când cei din temnițe și creștinii ortodoxi de peste tot persecutați n-au asistență religioasă, dar încă nici măcar voi nu vă îndulciți de împărtășirea cu Dumnezeu, deși aveți pe Hristos și biserica pe mâna voastră. Voi nu faceți nimic pentru frica de Dumnezeu, ci pentru ochii lumii și pentru opinia publică. Dar ce mai stați atunci în Sfânta Biserică, când chiar din biserici lucrați și luptați pentru cele deșarte și vă amestecați în cele lumești? Care vă este disciplina voastră oare? Și dacă nu aveți atunci, de ce o cereți altora mai mult ca oricând? Purtarea voastră lasă mult de dorit în epoca aceasta, când vă ocupați de cele pământești
și de bunuri străine. E cea mai urâtă formă de laicizare și cea mai incompatibilă îndeletnicire pentru voi care dețineți demnități sacerdotale, încât nu e vorba de un serviciu public, nici de slujirea obștei creștine, ci e vorba de afacerile voastre personale aducătoare de câștig urât și de colectiv prin mijloace necinstite. Spune el, voi sunteți cu juvățul de gât și cu jugul greu al lumii și chiar cu zgarda decorațiilor și cu lanțul câinelui legat ca zăvot, rob. Voi nu v-ați păstrat nici demnitatea, nici libertatea, ci vă mulțumiți într-o mocilă sclavagistă, lipsită de orice drept sacerdotal, decât de a fi ighemoni și prigonitorii fraților voștri. Azi când vânduți, suntem vânduți frate pe frate la moarte. Lupul din fabula lui La Fontaine, liber, nu răvânea grăsimea câinelui cu rozătura zgârzii la gât și cu inimă de slugoi, ci prefera să fie flămând, prigonit, dar liber și demn. Voi ați depășit fabula de vreme ce sunteți chiar lupi îmbrăcați în piei de oi și fur răpitori în loc de buni păstori. Vai vouă, voi călcați toate canoanele în picioare. Tot în canoane, Părintele spune, este clar că voi, fariseii, prigoniți pe cei ce se împărtășesc, precum și pe cei ce poartă sfintele taine la ei, pentru că nu vă plătesc și pentru că vă fac concurență la vânzarea sfintelor taine. Clerul și monahii sau monahiile care dau un dar sfintele taine nu fac comerț, ci fac apostolat și lucrează în via și în ogorul lui Hristos, participând prin împărtășirea la comunicarea sușilor și ducându-l pe Hristos euharistic pentru tinde. Voi îl vindeți pe Hristos. Faceți rău în fața Domnului Dumnezeu, cum nu s-a pomenit vreodată. Fapta aceasta voastră incalificabilă și din cauza voastră se culește numele lui Dumnezeu între neamuri. Dar tot din această cauză se va ridica jertfa cea necurmată și va înceta și va fi săvârșită, precum și Hristos a strigat de pe cruce, săvârșitu-sa. Iată unde duce filorghizia voastră și măcar de-ar fi valută forte și aur sau argint, dar sunt bonuri schimbabile și supuse deflației și inflației vremelnic până ce nu va mai fi nevoie de bani, când toate se vor sfârși. Banul nu e bun economic, nici bine etic, nici măcar chipul cezarului păgân sau creștin, ci a devenit mobilul de vânzare al conștiințelor și al tainelor sacre. Banul e mamona și ispita pe care voi o preferați în locul sfintelor taine. Atât de mult ne desconsiderați voi încât cântăriți prețul celui neprețuit la 30 de arginți și chiar la bonuri peritoare. Vindeți pe cel prea bun pentru bonuri nebune, omenești, necomestibile și fără preț. Voi muriți în farmacia altarelor cu penicilina euharistică sau cu hristomicina, cum o numea Ioan Iovan, lângă voi și tot buboși și netrebni sunteți. Muriți de sete lângă izvorul euharistic și vindeți euharistia fără nicio mustrare de conștiință și încă nici înțelepciune n-aveți ca să sfințiți mai multe elemente euharistice, să slujiți în fiecare zi și să vă împărtășiți și să vă împărtășiți și zilnic. Vai vouă, iată în ce stadiu ați ajuns, în ce situație netrebnică. Iubiți mai mult lăturile banilor în locul mărgăritarului Hristos, că mai temi sunt cei mai simpli creștini care vin însetați după sfintele taine ca voi care sunteți de tot împătimiți după bani și după cele zvigătoare. Într-o altă carte, Patericu, Părintele a scris foarte multe cărți. El, de fapt, a fost un apologet. Din ce am înțeles eu, fiecare carte pe care a scris-o a fost ca un răspuns la atacurile care s-au adus împotriva sa. A scris 1500 de pagini de apologetică, a scris 2000 de pagini de știință, a scris 500 de pagini de logică, 500 de pagini de etică, 700 de pagini de estetică, 400 de pagini de apocalipsă. A scris foarte mult, foarte mult, manuscrise care s-au descoperit printr-o minune. Și să vedeți, Părintele, având școala de ofițeri, nu a lăsat într-un loc cartea completă. A împărțit în România și în străinătate, trimițând în vremea aceea și în Occident, bucăți din cărțile sale, din manuscrisele sale, pentru a nu intra în mâna cuiva, a împărțit o carte în 10 locuri. Și manuscrisele s-au adunat în momentul în care eu am început să zic, am deschis cutia cu Părintele Nil și faptul că am început să-l cercetez, atunci am fost contactat de anumite persoane care mi-au spus că au pagini, care mi-au spus că au obiecte, care mi-au spus că au epitrahilul pe care îl vedeți în gâtul meu, i-a aparținut Părintelui Nil. Este un epitrahil de prigoană. Părintele îl folosea, pentru că în ultimii ani, fiind catolicit, ieșea pe stradă cu un parpalac, cu un balon de fâș și pe sub balonul acela purta tot timpul epitrahilul la gât. Și spunea Părintele, preoților, să purtați și voi epitrahilul la gât pe dedesubt și când ieșiți afară în lumea aceasta, să binecuvântați pe toți, să iertați pe toți,
când intrați într-un magazin, binecuvântați mâncarea și băutura de acolo, când mergeți lângă un pârâu, binecuvântați apa, binecuvântați tot, iertați, deslegați, purtați-l la gâtul vostru și iertați lumea, chiar dacă oamenii nu vă cer iertarea, voi deslegați-i pe toți, iertați-le păcatele, că așa ne-a trimis Hristos să iertăm păcatul în lumea aceasta. Și una din cărți, Patericu, părintele a explicat Patericu egiptean, pentru că el era foarte mult acuzat de vedeniile sale. El, la un moment dat, nu era crezut de nimeni. El avea o stare duhovnicească înaltă. De mic copil, a văzut la 7 ani o lumină pogorându-se peste el. Acest lucru s-a mai întâmplat de 2 ori în casa părintească. De fapt, el a fost ales de mic pentru această misiune importantă sacerdotală. Pot să fac comparația un pic cu un sfânt foarte mult prețuit în zona noastră, cu Sfântul Simeon Nou Teolog, care și el de mic a avut aceste apariții ale Harului Duhului Sfânt. Și toți monahii nu-l înțelegeau. Spuneau că este înșelat, spuneau că este eretic, spuneau că este nebun, pentru că, într-adevăr, părintele a ales să fie bun pentru Hristos. El făcea năzdrăvănii. Spre exemplu, dacă comuniștii ieșeau la o manifestație cu tablourile lui Stalin, al lui Petru Groza sau altor demnitari comuniști, părintele mergea într-o biserică, lua praporii și lângă Petru Groza punea pe Mântuitorul. Și el a întrebat, ce faci, mai dorobanțu? Voi cu ai voștri, noi cu ai noștri. De asemenea, la Tarcău, un colonel a venit în vizită și a auzit că acolo este stareț Nil Dorobanțu. Și probabil se aștepta să găsească un stareț cu 3 facultăți îmbrăcat bine și aranjat și să-l primească în trapeză, să-i ofere ceva de mâncare. Părintele s-a dus la porci și dormea cu scroafele acolo. A venit colonelul, a întrebat, unde e starețul? La porci. Se aștepta probabil să-l găsească făcând curățenie. Părintele dormea pe porci. Tu ești dorobanțul? Da. Ce faci acolo? Sunt cu frații mei. Și atunci colonelul a zis, ce să facem noi cu nebunul ăsta? Lăsați-l aici, nu-l mai luați cu noi. Dar ce să facem cu el? Au și mai și miroase. S-a picioare și bănuiesc că s-a și apropiat. Vă dați seama că atunci colonelul a părăsit mănăstirea urgent și l-au declarat nebun cu totul. Dădea canoane smintite. Spre exemplu, la Nechid, o femeie a venit la spovedit. Și i-a spovedit păcatele și avea păcate grele. Părintele i-a zis, 120 de ani să nu te împărtășești. Femeia, când a auzit, a început să plângă. Vă dați seama, a căzut în genunchi și plângea, și plângea, și plângea. După vreo oră, a zis părintele, ai plâns? Da. Îți pare rău? Da. Ai mâncat? Nu. Hai la împărtășit. Ți-au fost de ajuns 120 de ani. De asemenea, punea pe unii să numere frunzele în copac. Se duceau, canon. Se ducea omul acela la copac și începea 1, 2, 3, 4, 5, lăsau o oră, 2, 3. Hai, câte frunze sunt? Atât. A, ai greșit. Sunt atât. Aceste canoane păreau smintite în ochii unora. Dar eu cred că părintele vroia, de fapt, să-i sensibilizeze, să le cutremure ființa, să se pocăiască. El vorbește foarte mult de pocăința tâlharului. Atât de mult vorbește de pocăința tâlharului și spune, astăzi este mântuirea mai aproape ca oricând. Și e pocăința tâlharului într-o clipă. Atât de mult vorbește de această pocăință, de această străpungere a inimii și pe ultima 100 de metri te poți pocăi. Și fiindcă monahii nu-l credeau, el le adresează un cuvânt frumos și spune așa, vreți să aveți descoperiri? Deșteptați-vă și luați seama, cercați-vă pe voi pururea și vă ispitiți și vedeți. Mergeți voi oare pe urmele și pe calea fraților, preacuvioșilor părinților noștri, celor mai dinainte, al căror nume, cin și orânduială ați primit, sau pe alt drum larg și într-altă parte rătăciți și mergeți. Și cunoscând fiecare rătăcirea voastră din urmă și calea preacuvioșilor părinți, îndată să vă întoarceți la calea și obiceiurile lui Hristos și ale sfinților preacuvioșilor și fericiților părinți și patristici. Și astfel Hristos vă va da vouă, precum am primit și noi, cei prigoniți, îndestulat darul său în inimile noastre și cuvântul ceresc în gurile clerului, monahismului și creștinilor, ca și părinților noștri celor mai dinainte. Și vă veți învăța și vă veți povățui și folosindu-vă unul pe altul și vă veți mântui toți și niciunul din voi nu va pieri. Iar te nu veți urma lui Hristos și sfinților, să știți că în zadar ați primit și purtați haina monahală
și clericală și creștinească și mai trăiți și prin mănăstiri și pustii, neavând teofanii, răbdând smerenie, iubire, în zadar vă e tăcerea, în zadar vă e pravila, citirea multă și canoanele, în care vă nădăjduiți și vă pare că aceea vă va mântui pe voi, în zadar vă e ruga, cea într-o multă vorbă și postul și înfrânarea voastră. Acestea nimic nu vă vor folosi, ci cu toate acestea în pieire veșnică veți merge, de nu veți urma sfinților părinți și obiceiilor și rânduielilor cu răbdare, smerenie și iubire. În vremea aceea, în anii 50, a apărut o carte a unui francez, Fly Maron, se chema Dumnezeu în natură. Și părintele face o recenzie acestei cărți. Și într-o pagină am găsit un cuvânt frumos, spune așa: determinarea precisă a obiectului studiilor sale este ceea ce dă științei valoarea și autoritatea, de aceea este mare. Dar cât de mare e Hristos cel neterminat și nedeterminat și infinit veșnic, fără început, care totuși este început alfa pentru noi și s-a întrupat. Titlurile științei o obținem la titlurile științei să nu se amestece în religie, să nu se depărteze de obiectele fundamentale, să nu rătăcească în domeniul imaginației și să nu impună argumente în afară de margini de respectiv obiectului creatural și mai ales nici de acum să nu se ridice chiar contra creatorului. Voi încetați a mai avea valoare științifică și pierdeți caracterul și rațiunea voastră de a fi din moment ce începeți a nega și totuși ziceți că faceți asta în numele științei, care știe tot. Știința voastră a pierdut propria calitate și nu mai merită numele de știință. Și precum ați dărâmat pe suverani, la fel a abdicat și știința voastră de pe tron în mociri la pocinelor materialiste. Voi perorați zadarnic și nu mai sunteți interpreții științei din moment ce lucrăm în afara ei. Voi aplicați astronomia și chiar astronautica, chimia, fizica, fiziologia, geodezia, anatomia, microfizica la niște probleme pe care nu puteți și nici nu vreți să le rezolvați. Trebuie să vă declinați competența voastră în materie de religie, că altfel deveniți caragioși. Voi care vă tot lăudați cu desfințarea exploatării și a sclavagismului, torturați științele tehnice și teoretice ca pe niște sărmani sclavi pentru a le face să mărturisească contra voinței lor și în mod fals lucruri la care știința nu s-a gândit vreodată și nici savanți drept și cinstiți. În loc de a fi închizitorii ai cuvântului, sunteți ghemonii faptului și ai fenomenului, dar ceea ce țineți în mâini nu mai e știință și nici umbra ei, ci moartea oricărei științe. Voi înșelați și ne înșelați de vreme ce raționamentele și deducțiile voastre sunt nelegitime și ați compromis toată știința și ați pierdut cinstea publică prin virtualitatea amăgitoare sub standard înșelător de pace, progres. La Apocalipsă, părintele, fiindcă era acuzat în vremea aceea că are vedenii false, și el spune, explică fenomenul prin care el primea darul de la Dumnezeu, prin care avea teofaniile sale. Și în pagina 5 la Apocalipsă spune așa: Dumnezeu ne trimite și astăzi revelația supranaturală. Și anume, mecanismul mistic teofanic este astfel. Și le explică: Hristos vorbește îngerilor, iar îngerul vorbește către suflet, în timp ce trupul este ca mort, în amorțirea levitației mistice. Când l-am văzut pe Dumnezeu, am căzut la picioarele lui ca mort. Apocalipsă 1:17, spunea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Azi experimentăm această stare de teofanie și exact precum ne descrie Sfântul Ioan Teologul, cel răpit în Duhul în Duminica Ziua Domnului. Apocalipsă 1:10. Vedenia te țintuiește nemișcat, cu ochii pironiți în fața vederii lui Hristos, iar mintea, în legătură cu inima și cu respirația, sub via acțiune a Îngerului Păzitor și a zbaterii sufletului, mișcă buzele vorbind cu glas omenesc cuvântul ceresc, adică Hristos, prin puterea lui Dumnezeu. Personalitatea nu se desfințează, nu se contopește, nu se elimină, ci se face mai nobilă, mai înaltă, mai sublimă. Rațiunea, sensibilitatea în simțirii și voința, precum și simțurile trupești și cele sufletești, devin supraraționale, infinit superioare, mai vii, mai înflăcărate, precum fierul ruginit devine incandescent în foc. E cea mai elocventă dovadă că se poate raționa, voi, simți, cuceta și fără trup, materie sau carne. Poate fi suflet fără a avea nevoie de corp. Poate fi nemurire fără nevoia morții. În sfârșit, poate fi Dumnezeu fără a avea nevoie de om. Se vede deci cât de caragioși și agramați sunt cei care neagă pe Hristos epistemologic și real și adevărat. E numai Hristos, El lucrează prin semne și minuni și azi fiind același Dumnezeu în veci.
În pagina de psihologie, are 400 de pagini de psihologie, la pagina 46 spune: dar unde țineți voi cunoștințele pe care le aveți în procese inductive? Dar unitatea inducției se interpătrunde dacă n-aveți capul pătruns? După câte procese spuneți voi că ar trebui să aveți capul calendar sau cât o rachetă? Ori poate vă trimiteți capetele sub această formă. La voi tot e posibil, de vreme ce confundați lăturile cu mărgăritarele și noțiunile. Dar de unde capătă raționamentele viață, mișcare, ca să se sprijine, să se influențeze? Concretul, particularul, deducția, inducția, nu sunt izolate. Dar vă întrebă, unde stau atâtea fără identitate și fără să mănânce și să doarmă? De ce nu admiteți și lumea cea nevăzută, divină, și Sfânta Biserică triumfătoare? Dacă microbii, electronii, gravitonii și judecata și raționamentele nu se văd, dar Hristos, care e Logosul și rațiunea, totuși a binevoit a se întrupa. Și azi încă ne hrănește cu Euharistia, ni se revelează și ne vorbește, viu și lucrător. S-a întrupat deductiv și s-a înălțat inductiv și pe toate le umple ceva ce este necuprins. Ce bun este Dumnezeu! Dar dacă vă lăudați cu atâtea raționamente, cum denodați chiar de însăși rațiunea originară și de logica incipientă divină? Înseamnă că nu aveți rațiune, ci precum spuneți, sunteți mici niște ființe iraționale în turmă ce miroase cu noi. Ce acțiune mai mare asupra naturii vreți decât a vântului și a apei? Dar ele n-au rațiune, gândire, judecată. Deci nu munca a creat gândirea, ci invers. Sau dacă susțineți asta, de ce nu credeți în vântul Sfântului Duh, care suflă unde voiește și despre care vorbea Hristos lui Nicodim și care s-a revelat la Rusalii? Dar contemplarea vă e oare nu vă duce la teofania vieții cele veșnice? Iată că sunteți siliți să admiteți și contemplația teofanică și viața veșnică. Deși tratați știința voastră pe mort și vă bălăciți în întuneric, dar bagajul mental și îmbogățirea cu reprezentări și noțiuni, unde le ascundeți? Vedeți să nu fie vreun câștig licit și să nu sabotați ca bogații. Sau dacă sunteți sinceri în expresii, atunci de ce nu credeți în îmbogățirea în Hristos și în comori cerești? Sau de ce nu vreți să constatați că pofta naște păcatul și moartea?